Criza, capitolul 14. Sigiliul lui Dumnezeu. Ce eveniment special este descris ca având loc scurt timp înainte de încheierea timpului de probă? Apocalipsa, capitolul 7, cu 1 la 4. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care săsuia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți: 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Ezechiel, capitolul 9, cu 1 la 6. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: Apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porții de sus, dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: Treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Ioan vede elementele naturii, cu tremure, furtuni, conflicte politice, înfățișate ca ținute în frâu de îngeri. Aceste vânturi sunt ținute sub control până când Dumnezeu va da porunca să li se dea drumul. Pentru Biserica lui Hristos există siguranță. Îngerii lui Dumnezeu ascultă de porunca lui, ținând în frâu vânturile pământului, pentru ca să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac, până când vor fi sigilați slujitorii lui Dumnezeu pe frunțile lor. Această sigilare a slujitorilor lui Dumnezeu este aceeași care i s-a arătat lui Ezechiel în viziune. Care este sigilul viului Dumnezeu? Exodul 20, cu 8 la 11. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici trăinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul, capitolul 31, versetele 12 la 17. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Să țineți sabatul, că cel va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi șase zile, dar a șaptea este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l, ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul
iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Prea târziu văd ei că sabatul poruncea a patra este sigiliul viului Dumnezeu. Adevărata păzire a sabatului este semnul loialității față de Dumnezeu. Aceia care vor să aibă sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor, trebuie să țină sabatul poruncii a patra. Asupra poporului lui Dumnezeu va fi pus un semn, iar acel semn este ținerea Sfântului Său sabat. Nouă, ca Israel, ne-a fost dat sabatul ca un legământ veșnic. Pentru aceia care venerează ziua sa sfântă, sabatul este un semn că Dumnezeu îi recunoaște ca fiind copii ai poporului său. Acesta este un angajament că El va împlini pentru ei legământul său. Fiecare suflet care acceptă semnul guvernării lui Dumnezeu se așează sub legământul veșnic, divin. El se leagă pe el însuși de lanțul de aur al ascultării. Fiecare verigă a acestui lanț este o făgăduință, singura din toate cele 10 porunci, cea de-a patra conține sigiliul marelui dătător al legii, creatorul cerurilor și al pământului. Care trebuie să fie starea spirituală a tuturor acelora care primesc sigiliul lui Dumnezeu? Ei vor avea caractere desăvârșite. Căutăm noi plinătatea Lui, totdeauna concentrându-ne toată energia spirituală, alergând spre ținta așezată înaintea noastră, desăvârșirea caracterului Său? Când poporul lui Dumnezeu va atinge acest standard, ei vor fi sigilați pe frunțile lor. Umpluți cu Duhul Sfânt, ei vor fi pe deplin în Hristos, iar Îngerul Raportor va declara: s-a sfârșit. Nimic nu-i poate clinti de la adevăr. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunțile lor, acesta nu este un sigiliu sau un semn care poate fi văzut, ci o întemeiere în adevăr, ambele, intelectual și spiritual, în așa fel încât ei nu pot fi clintiți. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat și pregătit pentru zguduire, ea va veni, într-adevăr, ea a început deja, judecățile lui Dumnezeu sunt acum asupra pământului, pentru ca să ne dea avertizarea, pentru ca noi să știm ce vine asupra noastră. Ei au asemănarea Domnului Hristos. Sigiliul viului Dumnezeu va fi pus numai asupra acelora care au o asemănare cu Hristos în caracter. Ei sunt biruitori. Aceia care biruiesc lumea, firea pământească și diavolul, vor fi privilegiați care vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Ei sunt curați și fără pată. Acum este timpul să ne pregătim. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată asupra frunții unui bărbat sau a unei femei care nu are inima curată. Niciodată nu va fi pus pe fruntea unui bărbat sau femei ambițioși sau iubitori de lume. Nu va fi pus niciodată pe fruntea oamenilor sau femeilor cu limba mincinoasă sau inima înșelătoare. Toți cei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu, candidați pentru cer. Ei plâng și suspină pentru păcatele lor proprii, pentru păcatele din biserică și din lume. În timpul când pericolul și apăsarea din biserică va fi cea mai grea, mica grupă care stă în lumină va suspina și va plânge pentru fără de legile care sunt făcute pe pământ. Dar cel mai mult rugăciunile lor se vor înălța mai ales în favoarea bisericii, pentru că membrii ei săvârșesc fapte după felul lumii. Ei se plâng și suspină pentru că în biserică se află mândrie, avariție, egoism și înșelăciune, aproape de orice fel. Clasa care nu se simte îndurerată pentru decăderea lor spirituală și nici nu plâng pentru păcatele lor și ale altora, va fi lăsată fără sigiliul lui Dumnezeu. Sigiliul lui Dumnezeu va fi pus numai pe frunțile acelora care suspină și gem pentru fără de legile făcute pe pământ.
Numai aceia care prin atitudinea lor înaintea lui Dumnezeu ocupă pozițiile acelora care se pocăiesc și mărturisesc păcatele lor în marea zi antitipică a expierii, vor fi recunoscuți de către El și vor primi semnul prin care se va arăta că merită protecția lui Dumnezeu. Suntem noi acum în timpul sigilării? Dacă da, când a început? Am văzut că proba cu privire la sabat n-a putut veni până când mijlocirea lui Isus în Sfânta n-a fost terminată, iar El să treacă dincolo de perdeaua de despărțire în a doua încăpere. Așadar, credincioșii care au trecut la odihnă înainte ca ușa spre Sfânta Sfintelor să fie închisă, când s-a sfârșit strigarea din miezul nopții, în luna a șaptea din anul 1844, și care n-au ținut adevăratul sabat, se odihnesc acum cu speranța primei învieri, căci ei n-au avut lumina și proba cu privire la sabat pe care noi o avem acum, de când ușa aceea a fost deschisă. Am văzut că Satana ispitea pe unii din poporul lui Dumnezeu la acest punct, pentru că așa de mulți creștini buni au adormit în triumful credinței lor și n-au ținut adevăratul sabat, ei se îndoiau de faptul că sabatul este o probă pentru noi acum. Satana folosește orice mijloace în acest timp al sigilării ca să împiedice mințile poporului lui Dumnezeu de a accepta adevărul prezent, făcându-i să se îndoiască. Timpul sigilării este foarte scurt și în curând se va termina. Acum este timpul, în timp ce cei patru îngeri țin cele patru vânturi, să dăm cu certitudine dovada de chemarea și alegerea noastră. Știm noi de unii oameni care au fost sigilați deja? Am văzut că ea, sora Hastings, a fost sigilată și va învia la auzirea glasului lui Dumnezeu și va sta pe pământ împreună cu cei 144.000. Am văzut că noi nu trebuie să o jelim, ea se va odihni în timpul de strâmtorare. Pe pământ se află în viață oameni care au depășit vârsta de 80 și 90 de ani. Rezultatele naturale ale vârstei lor înaintate sunt văzute în slăbiciunea lor, dar ei cred în Dumnezeu și El îi iubește. Sigiliul lui Dumnezeu este asupra lor și ei vor fi printre aceia despre care Domnul a zis: ferice de morții care mor în Domnul. Este posibil ca să existe bărbați și femei în viață astăzi care au primit deja sigiliul lui Dumnezeu? Un alt lucru, puțin cunoscut de alții, spune: binecuvântați pe Domnul, frați și surori, aceasta este încă o adunare pentru aceia care au sigiliul viului Dumnezeu. Nu există nimic în aceasta care noi nu credem și susținem încă. Materialele noastre publicate vor arăta credința noastră cu privire la faptul că neprihăniții care sunt în viață vor primi sigiliul lui Dumnezeu înainte de încheierea timpului de probă. De asemenea, că aceștia se vor bucura de onoruri speciale în împărăția lui Dumnezeu. Ce eveniment glorios va avea loc înainte ca sigilarea poporului lui Dumnezeu să fie terminată? Înainte ca lucrarea să fie încheiată și sigilarea poporului lui Dumnezeu să fie terminată, noi vom primi revărsarea Duhului lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu va primi vreodată sigiliul lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au vreo pată pe ele. Nouă, ni s-a lăsat corectarea defectelor din caracterele noastre, curățirea templului sufletului de orice necurăție. Apoi, ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum a căzut ploaia timpurie asupra ucenicilor în ziua de Rusalii. Ce se va întâmpla acelora care nu sunt întemeiați și înrădăcinați în adevăr, în așa fel încât ei să nu poată fi clântiți? Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunțile lor, acesta nu este un semn care poate fi văzut, ci o întemeiere în adevăr, intelectual și spiritual, așa încât ei nu pot fi clintiți. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat și pregătit pentru zguduire, ea va veni, într-adevăr, ea a început deja. Judecățile lui Dumnezeu sunt acum asupra pământului. Ca să ne dea avertizarea,
pentru ca noi să putem ști ce se va întâmpla în viitor. Ce decret universal va fi emis înainte ca tot poporul lui Dumnezeu să fie sigilat? Puterile pământului, unindu-se la război împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, Apocalipsa 13:16, să se conforme tradițiilor bisericii prin păzirea sabatului fals. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu poruncind ascultare față de cerințele zilei de odihnă a Creatorului și amenințând cu mânie împotriva tuturor acelora care calcă preceptele ei. Cu această chestiune, atât de clar adusă înaintea oamenilor, oricine va călca în picioare legea lui Dumnezeu ca să asculte de un decret omenesc, primește semnul fiarei. În timp ce o clasă, prin acceptarea semnului supunerii față de puterile pământești, primește semnul fiarei, cealaltă, alegând simbolul supunerii față de autoritatea divină, primește sigiliul lui Dumnezeu. Când te conformezi decretului care îți poruncește să te oprești de la muncă duminica, tu consimți să primești semnul fiarei și refuzi sigiliul lui Dumnezeu. Dacă noi primim acest semn pe frunțile sau mâinile noastre, judecățile pronunțate asupra neascultătorilor vor cădea asupra noastră. Dar sigiliul viului Dumnezeu este pus asupra acelora care cu conștiinciozitate țin sabatul Domnului. Domnul mi-a arătat clar că chipul fiarei va fi format înainte ca timpul de probă să se încheie, căci aceasta va trebui să fie marea încercare pentru poporul lui Dumnezeu, prin care va fi decis destinul lor veșnic. Apocalipsa 13:11-17. Aceasta este încercarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o aibă înainte ca ei să fie sigilați. Toți cei care dovedesc loialitatea lor față de Dumnezeu, prin păzirea legii sale și refuzând să accepte un sabat fals, se vor alinia sub standardul Domnului Dumnezeu care este Jehova și vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Aceia care sacrifică adevărul de origine cerească și acceptă sabatul duminicii vor primi semnul fiarei. Care este numărul acelora care au fost sigilați? Apocalipsa 7:4. Și am auzit numărul celor ce fusese repecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Știm noi dacă acesta este un număr literal sau un număr figurativ? Nu este voința lui Dumnezeu ca ei să intre într-o controversă a acestei întrebări, care nu-i va ajuta spiritual, spre exemplu, cine va compune ceata celor 144.000? Cei care sunt aleși de Dumnezeu vor ști aceasta fără îndoială într-un scurt timp. Ce va face Iisus când îngerul care pune sigiliul va termina lucrarea sa? Un înger, reîntorcându-se de pe pământ, anunță că lucrarea sa este făcută. Ultima probă fusese adusă lumii și toți aceia care s-au dovedit loiali față de preceptele divine au primit sigiliul viului Dumnezeu. Atunci Iisus încetează mijlocirea sa în sanctuarul de sus. Am văzut înger ducându-se și întorcându-se în grabă din cer. Un înger cu o călimară la brâu s-a întors de pe pământ și a raportat lui Iisus că lucrarea sa este făcută și că sfinții au fost numărați și sigilați. Apoi am văzut pe Iisus care slujea înaintea chivotului, conținând cele 10 porunci, aruncând jos cădelnița. El a ridicat mâinile sale și a spus cu o voce tare, s-a sfârșit. Și toată oștirea îngerească a pus jos coroanele lor când Iisus a făcut declarația solemnă. Cel ce este nedrept să fie nedrept și mai departe, și cel ce este necurat să fie necurat și mai departe, și cel ce este drept să fie drept și mai departe, și cel ce este sfânt să fie sfânt și mai departe. Ce vor face apoi cei 4 îngeri? Chiar înainte de a intra în timpul de strâmtorare, noi toți am primit sigiliul viului Dumnezeu. Apoi am văzut cei 4 îngeri, încetând de a mai ține în frâu cele 4 vânturi, și am văzut foamete, molimă și sabie,
națiune s-a sculat împotriva altei națiuni și tot pământul era în confuzie. Numai cine va fi protejat în timpul de strâmtorare? Aceia care primesc sigiliul viului Dumnezeu și sunt protejați în timpul de strâmtorare, trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus. Va fi sigiliul lui Dumnezeu pus asupra noastră? Peste puțină vreme, oricine este un copil al lui Dumnezeu va avea sigiliul său asupra lui. Ode ar fi pus și pe frunțile noastre. Cine ar putea suporta gândul de a fi pentru totdeauna trecut cu vederea când îngerul merge să sigileze slujitorii lui Dumnezeu pe frunțile lor? Propriul nostru curs de acțiune va determina dacă noi vom primi sigiliul viului Dumnezeu sau vom fi doborâți de către armele distrugătoare. Câțiva stropi ai mâniei lui Dumnezeu au căzut deja asupra pământului, dar când cele 7 plăgi vor fi vărsate, fără a fi amestecate în paharul mâniei sale, atunci va fi pentru totdeauna prea târziu ca să ne pocăim și să găsim adăpost. Niciun sânge răscumpărător nu va spăla atunci mânjiturile păcatelor. Și în timpul acela, Mihail se va ridica. Fiecare caz este hotărât. Nu mai există timp de probă. Nu mai există milă pentru nepocăiți. Sigiliul viului Dumnezeu este pus asupra poporului său.